spune, a făcut dezastru, a? Da, la deal e mereu, aici mai puțin. V-ați făcut asigurare pentru casă? Nu. Dar nu e într-o calamități naturale. Da, nu v-ați făcut asigurare. O să-i dăm să iei ca Adamiescu, a plecat cu tăi banii. Și nu ce? Aveți încredere în asigurare? Nu avem, cu de unde să ai. Deci făcut... nu e scumpă asigurarea? Nu e scumpă, am avut vreo 2 ani, dar ei folosesc ei salarii mari de sute de milioane și se duc bani. Și preferați așa? Da, ce să facem? Îi dau lui degeaba. O rămas la neamă. Dar nu sunt case, că tampi, gresi, faianțe. Da? Thank you.
frate. Hai noi la familia aia. A lucrat într-o stațiune și am făcut un pic așa, cum am putut. Te lasă copiii în casă și fac, știi cum. De bea ați construit aici? De bea am construit și grajdu-te. Toamna asta l-a făcut cu izbeu, cu tot, la animale, ne omoră cu porc, cu tot, cu tot, la vale. Dar mi-e frică, Domnul meu, uite așa un pic pe scări. Că dacă mai plouă, vine cu totul, prâul în față, unde să mă duc? Ce să fac? Nu mi faci. De anul luat-o la vale? Da, luat-o la vale, la vale, luat-o, nu știam. Unde s-a apuc? Prâul avea mai mare, mare, mare în față. Din coașa au venit bolovane cu totul, ați văzut. Eu acum, putem o luz aici. Spuneți-mi... Uitați că e o ia la vale, că dacă mai plouă, gata-i. V-ați făcut asigurare la casă? Da, n-am făcut-o, că n-am avut cu ce. N-am avut cu ce, dacă mă credeți. Că am avut soțul bolnav cu handicap. 6 ani de zile l-am avut la pat, acum o lună, uitați că sunt doli, a murit. N-am pensie nimic, nu a fost cu dreptul, că a lucrat în pădure prea puțin, are numai 10 ani și ceva. Mai mult la vite o stat, că nu a putut cu picioarele. O stat la vite, cum e la noi stâni. Și asta a fost, nu avem niciun drept, nu avem nimic, nu are mai 10 ani și 11 luni. Și spuneți, n-ați avut bani să vă faceți asigurare? Nu e foarte scumpă. Nu e foarte scumpă, dar cred că nu știu niciodată. În jur de 50 de lei pe an, cam așa. Am să fac, dacă a dat Dumnezeu de acum înainte, dar am avut probleme mari cu soțul, v-am spus că nici ajutor de mormântat n-am luat. L-am mormântat copiii, m-au ajutat. Și nimeni m-a putut aici ajuta copiii mei. Cam. Dar cum stați cu amenințarea? Stau cu amenințarea, uitați-vă un pic, urcați-vă un pic pe scări să vedeți ce munte. Stau amenințarea, dacă mai plouă, e gata. Și n-am unde să mă duc, pârâul în față. În spate ați văzut și aici vine, ce să fac. E prima dată când se deplasează? Dumnezeu. Poftim? E prima dată când se deplasează munte? Prima dată. Am 64 de ani acuși, domnul meu, eu n-am văzut așa ceva. Prima dată când s-a deplasat. S-a mai deplasat așa pe dealul. Dacă să vină deodată, eu m-am dus și am... Porcul l-am avut în grajd. Dar cred că am avut presimțire porcul. O sări cotețul, că am coteță mai multe, și la ușă, scomonea la ușă să iasă. Dar nu am mai apucat să-l scot. Că dacă, când am ajuns aici, malul a fost, a început a pocli, uitați, grajdul a sucit și l-a priponit în alant grajd. Și ce să mi fac? Toate toate le-ați lucrat în Italia, culic lucrează pe la hidraulica asta, ștetnele omulite. Am avut aici o bucătărie de bar, noroc s-a oprit în aia. Cam soba. Da. Tărâță la porc, unde să le țin? Le țin acolo toate, așa. Mai fac mâncare. Mergeți dumneavoastră, mergeți și veniți. Hai. Bă, de ce aranjatele astea astea pe aici? Bă, leu. Dar le-am scos toate, dacă se vede, nu știu ce fac cu ele, care se pună ce le scoau, să le... le pun un pic de gras, cu scurt, de gras. De asta le-am pus, le-am scos, dar nu avem nici apă, nici spăla, nu avem nimic. Acum... Avioane. Foarte greu, foarte greu, domnul meu, ce fac? Ce de făcut? Unde să mă duc? Mă mânul tău cu casă în greu. Mai mergeți așa, spui. Da, prietele am scos, cu le-am avut aici, să fac, curate, prietele, dar ce să fac? Mă, da! Foarte mare de asta, nu. Tot ce uitați, totul e grasit, tot casă, totul își dă malul, o ia apă de sus și să nu mai de bolțar.
pentru că zeci de gospodării stau sub amenințarea alunecărilor de teren. Într-adevăr, sunt câteva zone, avem o casă care e în pericol real să se surpe datorită ploilor și alunecărilor de teren. S-au făcut defrișări în acea zonă? În acea zonă, în primul rând, nu sunt păduri. Pădurile sunt undeva mai la deal, în bazinul Stejaru. Deci nu acesta ar fi motivul pentru care... Nu, motivul principal sunt... precipitațiile, cantitatea foarte mare de precipitații care a căzut în ultima lună de zile și în special în ziua de vineri, vineri și sâmbătă. Pământul este saturat și nu mai primește apă tot, iar stratul superficial sau mai profund, straturile de sol au plecat la vale. Deci, oamenii au asigurări în această zonă, din ce știți dumneavoastră? Sunt asigurați? Cu siguranță nu au toți și acest lucru e general valabil la nivel de țară, din câte știu. Nu au încredere în asigurări? Nu, de ce credeți? Mulți nu au încredere. La noi firma vine, face asigurări. După aia, dacă se întâmplă nenorocire și trebuie să despăgubească cetățeanul sau asiguratul, începe să-i ceară tot felul de documente, de autorizații. Este o procedură complicată, spuneți. Cred. Cu siguranță, da. Mulți se plângă, cei de la ajutorul social nu le-au dat nicio mână de ajutor oamenilor în această perioadă. Vreau să vă spun că avem foarte puține persoane. Se calculează un anumit număr de ore, iar orele, totalul orelor care le-au de efectuat, însumează ca și cum am avea 3 persoane angajate permanent lunar. Sunt mulți care au depășit vârsta de pensionare și nu au de efectuat ore de muncă. Iar în ultimele 2 luni, la mulți a fost asistat ajutor din diverse motive. Aveți idee în jur de câte persoane sunt la ajutor social? Avem în jur de 28 de persoane, dar v-am spus, nu au toți de făcut ori, având vârsta peste 60. Câte case sunt în momentul de față, au fost afectate de inundații și... Vă dădeam o situație reală, dacă sunt în jur de
97, în care efectiv a intrat apa și în jur de 12 la Bușmei, în care a intrat apa. Ce șanse au acești oameni să-și facă singuri casele? Există posibilități sau poate cineva să-i ajute? Ce pot face în continuare oamenii? Vreau să vă spun că sunt altele sunt afectate mai mult, altele mai puțin. În momentul în care comisia stabilită la nivel de județ se va deplasa în teren, va face o evaluare la fiecare. Și pot primi ajutoare? O evaluare corectă. Noi am făcut o evaluare sumară cât ne-a permis. Încercăm acum, v-am zis, să asigurăm accesibilitatea drumurilor în proporție de 100%, pentru că mai sunt câteva zone unde încă nu se poate ajunge cu autovehiculele. Încercăm, vrem să remediem defecțiunile și pagubile produse la rețeaua de apă. Pe această cale vreau să informez cetățenii să nu consume apă din fontanele și din alte surse în zonele afectate, pentru că astăzi identificăm toate aceste fântâni, vorbim cu cei de la situații de urgență, vrem să scoatem apa, iar ulterior să le dezinfectăm, să anunțăm Direcția de Sănătate Publică și să le dezinfectăm pentru a se putea consuma apă din aceste fântâni. Okay. Mai distribuit și astăzi ajutoare alimentare, apă potabilă. Pe această cale țin să mulțumesc tuturor firmelor care ne-au ajutat și clubului off-road din Piatra Neamț, care ieri ne-a ajutat și la distribuirea acestor produse.